să se schimbe, dar să știm și noi. În graba de a arăta românilor că face dreptate în cazul Caracal, Viorica Dăncilă se contrazice în declarații. După ce a anunțat că i-a cerut ministrului justiției să vină cu propuneri pentru modificarea legislației în domeniul infracțiunilor grave, apoi va trece prin Parlament, premierul a revenit și a spus că va da ordonanță de urgență pentru închisoarea pe viață pentru criminali, violatori și pedofili. Am spus că vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da o ordonanță de urgență pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv înăspirea pedepselor pentru aceste fapte. Așa a declarat triumfătoare în briefingul de presă de după ședința de guvern premierul Viorica Dăncilă. Asta după ce, câteva minute mai devreme, tot domnia sa și asumase o dezbatere în Parlament pe toate măsurile Caracal. În calitate de prim-ministru, voi da ordonanțele de urgență necesare și voi trimite adrese către președinții celor două camere ale Parlamentului pentru convocarea în sesiune extraordinară. Aceste modificări legislative trebuie dezbătute și implementate imediat îmi asum să fac acest lucru. În același discurs victorios, Dancila a mai ținut să precizeze că a demis întreaga conducere a instituțiilor responsabile și pe toți cei care au gestionat greșit cazul Caracal. Dancila a plusat și cu anunțarea lansării în următoarele săptămâni a unei platforme a guvernului cu o titulatură cel puțin pompoasă, Platformă pentru Ordine și Siguranță, punct central de informare și dialog pe aspecte ce țin de respectarea legii și siguranța românilor.